Mai multe anchete s-au deschis pentru a afla cum a fost posibil ca Ioan Iuri Pascu să moară la 2 ore după ce o ambulanță a ajuns la domiciliul acestuia și a considerat că nu este în pericol. 2 nereguli în ceea ce privește intervenția echipajului de consultații au fost semnalizate de către Comisia de Disciplină din cadrul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov. Ioan Iuri Pascu a murit în dimineața de 26 septembrie la 2 ore după ce un echipaj de ambulanță a sosit la domiciliul acestuia, constatând că artistul a suferit un atac de panică. Medicul i-a administrat pacientului un medicament pentru această afecțiune și mai apoi ambulanța a plecat. După 2 ore, un alt apel de urgență a fost efectuat pentru același pacient, motivul solicitării fiind de această dată coma. 6 anchete au fost deschise pentru a se descoperi de ce Ioan Iuri Pascu a murit la 2 ore după ce medicul ambulanței a considerat că nu este în pericol. 2 nereguli au fost descoperite de către Comisia de Disciplină din cadrul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov. În primul rând, medicul nu poate face dovada formularului de consimțământ prin care pacientul refuză internarea, iar pe de altă parte au fost găsite nereguli în utilizarea truselor medicale pe care le avea echipajul la dispoziție. Medicul de pe prima ambulanță, deciziile lui au fost decizii în fața cazului respectiv și nu, n-a făcut, de exemplu, electrocardiograma. Din cauza asta, colegiul trebuie să discute cu el și să vadă care era substratul că medicul respectiv a decis să nu facă EKG. Aici e un caz medical în care medicul totuși analizează. La fața locului a fost consultat un pacient care acuza atacuri de panică și insomnie cu debut în urmă cu mai multe zile. S-a măsurat tensiunea arterială, alura ventriculară și saturația cu oxigen, toate acestea fiind în limite normale. Pacientul acuza dureri articulare la nivelul genunchiului, fiind în tratament prin fizioterapie. Domnul Pascu nu a comunicat medicului alte informații privitoare la starea lui de sănătate. Medicul a stabilit diagnosticul de atac de panică și insomnie administrând tratament cu diazepam. Se arată într-un comunicat al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov. Inspectorii ministeriali au ajuns la o primă concluzie, aceea că este posibil să fie vorba despre o abordare terapeutică superficială în cazul primei intervenții, cea de la ora 3, atunci când diagnosticul pus a fost de atac de panică.